Consiliul Județean Argeș a aprobat în ședință ordinară personalitățile care vor primi titlul de fiu și fiică Argeșului și de cetățean de onoare al județului, în cadrul celei de-a cincea ediție a sărbătorilor Argeșului și Mușcelului. Anul acesta, domeniile pentru care se acordă aceste distincții sunt sport, cultură și presă. Cele mai multe propuneri sunt din domeniul culturii, 8 nominalizări. Ștanu Gabriela, romancier. 2. Alexandrescu Costin, fost director Casa de Creație. 3. Gomoiu Gheorghe, dirijor, profesor de muzică. 4. Iliescu Constantin, fost director Muzeul Golești. 5. Ionita Marin, scriitor. 6. Mărăncioiu Ileana, poet, eseist, membru USR. 7. Mitulescu Moise, profesor, compozitor, dirijor, folclorist. 7. Teodorescu Alexandru, profesor universitar, doctor. Acestea sunt cele 8 propuneri pentru domeniul cultură. Pentru titlul de cetățean de onoare din domeniul presă sunt 3 propuneri, Rotaru Nicolae, Sergiu Nicolaescu și Mihai Golescu. În domeniul sport s-a făcut o singură nominalizare, Carol Corbu. Chiar în ședința de Consiliu a fost propusă și tenismena Ruxandra Dragomir. Listele pentru cetățeni de onoare rămân deschise până pe 31 august. Dar la sportivi poate că sunt scăpări mai multe și cred că ar trebui să analizăm mai bine. Mă refer la campionul mondial. Cine? Nu numai de asta, faceți propuneri. Și mie mi s-a părut că sunt scăpări de aia, dar eu nu s-am nominalizat decât Corbu, care trebuie să aștept, dar eu zic că și el s-a medică cetățean de onoare. A fost propunerea comisiei. Știu, dacă că n-are vechimea, eu zic că la ea nu se mai pune problema asta. Deci ea e recunoscută și a verificat, să spunem, dosarul profesional. Nu cred că e cazul să mai așteptăm. Propunerile vor fi aprobate nominal în viitoarea ședință a Consiliului Județean, urmând ca acordarea titlurilor să aibă loc pe 3 septembrie la Muzeul Golești, într-un cadru festiv, unde sunt invitați toți cei distinși astfel la edițiile trecute ale sărbătorilor Argeșului și Mușcelului.